Vă salut, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile plantelor Balota nigra, Erodium cicutarium și Eupatorium cannabinum. Balota nigra, cunoscută în popor cu denumirile de cătușe sau urechea porcului, este o plantă erbacee, perenă, comună în apropierea așezărilor umane, pe lângă garduri, dărâmături, tufărișuri sau pe marginea drumurilor, preferând locurile semi-umbroase. Cătușele emit un miros ușor neplăcut. Frunzele plantei sunt asemănătoare cu cele de la urzica moartă, sunt dispuse diametral opus pe tulpină, cu marginile dințate, cu perișori pe suprafața lor. Înflorește din luna iunie până în octombrie, iar florile sunt purpurii, rar roz sau albe, așezate de jur împrejurul tulpinii. Spre deosebire de urzica moartă, cătușele sunt mai înalte, ajungând chiar și până la 100 de centimetri înălțime. De la plantă se utilizează vârfurile înflorite care se recoltează după ce s-a ridicat roa. Cătușele se utilizează intern pentru tratarea gutei, reumatismului, anxietății, epuizării nervoase, palpitațiilor, spasmelor esofagiene, incontinenței urinare, tusei convulsive, catonic și pentru reglarea menstruei. Infuzia se prepară din o linguriță cu vârf de plantă la o cană cu apă clocotită. Se pot consuma 2 căni pe zi cu înghițituri mici. Pentru uzul extern, cătușele ajută la cicatrizarea rănilor. Puteți culege frunzele proaspete pe care să le opăriți cu apă fierbinte, iar după ce se răcesc, să le aplicați pe locul afectat. Planta nu se recomandă persoanelor care suferă de Parkinson. Erodium cicutarium, cunoscută în popor cu denumirea de pliscul cocorului, este o plantă erbacee, anuală, întâlnită pe câmpuri, izlazuri, în grădini, locuri ruderale sau la marginea drumurilor. Multe persoane o plantează în grădini ca plantă ornamentală, dar aceasta este folosită în medicina tradițională încă din antichitate. De la pliscul cocorului se utilizează părțile aeriene care se recoltează în timpul înfloritului, în zile senine, însorite, după ora 10. Infuzia se prepară din o linguriță de plantă uscată și mărunțită la o cană cu apă clocotită. Pentru uzul intern se folosește în tratamentul inflamațiilor intestinale, ca remediu diuretic împotriva retenției de apă sau pentru stimularea declanșării menstruației întârziate. Pentru uzul extern este utilizată în tratamentul iritațiilor, inflamațiilor, pielii roșii și crăpate. Pliscul cocorului nu este recomandat sub nicio formă femeilor însărcinate. Ultima plantă despre care vom discuta astăzi este Eupatorium cannabinum sau cânepa codrului. Cânepa codrului este o plantă erbacee, perenă, întâlnită în zona de deal și de munte, prin locuri umede, zăvoaie sau pe lângă ape. De la cânepa codrului, părțile aeriene și rădăcina au importanță pentru medicina umană și tradițională. Părțile aeriene ale plantei se recoltează vara, pe timp frumos, în perioada iulie-august. Rădăcina se recoltează toamna, la sfârșitul vegetației. Deși planta prezintă proprietăți antibiotice, diuretice, laxative, emetice și antihelmintice, în zilele noastre nu este recomandată pentru uzul intern, deoarece pot apărea complicații aduse de toxicitatea alcaloizilor pirolizidinici. În trecut se prepara ceai din o linguriță de plantă la 500 de ml de apă care se fierbea timp de 3-4 minute. Se consuma un sfert de cană pentru stimularea activității hepatice și renale, pentru eliminarea toxinelor și pentru combaterea unor afecțiuni ale pielii corelate cu acumulări de toxine ca urmare a bolilor hepatice. Extern, planta poate fi utilizată fără probleme în tratarea dermatitelor, rănilor și reumatismului.
Se prepară de coc din 2 lingurițe de plantă la o cană cu apă care se fierbe timp de 5 minute. Se aplică spălături pe răni sau se fac băi pentru reumatism. Dacă este utilizată intern, excesul poate provoca tremurături, vomă și diaree. Planta nu este recomandată femeilor însărcinate. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. De asemenea, dacă doriți să deveniți membru al acestui canal, puteți apăsa pe butonul Alătură-te. Informațiile prezentate au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc toate cele bune!